limbă peste limbă. Te rog, Victoria. Bună seara din nou. De data asta în română, limba maternă. Viața de Adrian Păunescu. Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, fără să ne ținem minte unde ne-am suit și când. Fericirile sunt stații unde stăm câte un minut până să ne mai dăm seama, sună, pleacă, a trecut. Iar durerile sunt stații lungi de nu se mai sfârșesc și în ciuda noastră parcă tot mai multe se investesc. Arzători de nerăbdare, înainte tot privim, vrem să ajungem cât mai iute la vreo gară ce dorim. Ne trec zilele, trec anii, clipe sfinte și dureri, așteptând hrăniți de visuri, noi momente de plecări. Mulți copii voioși se urcă, iar cât îmbătrân coboară plângă forțe, istovit. Vine dată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat atunci pe clipă să ne întoarcem înapoi, căci plecând privim în urmă, plângem trenul ce-a trecut, sună gara veșnicii. Am trăit, dar n-am știut. Dar ca să trăiți, să știți că trăiți, citiți cât mai multe cărți. Lectura frumoasă! Merci bien, Victoria. Donc, nous allons passer à notre représentante de lecteur. Și acum o rog pe Cristina, care avea trei cărți de recomandat. Dacă recomandă trei, atunci eu aș avea de recomandat vreo trei literaturi și atunci o să încercăm totuși să rămânem la o carte. O carte pe care crezi că neapărat cineva de aici trebuie să plece cu ea acasă. Te rog frumos. Bună seara la toată lumea. Da, mi-este complicat acum să găsesc să aleg una din cele trei cărți pe care cu care am venit astăzi și despre care să vorbesc. Dar zic eu, inițial, aș vrea să vă întreb de ce unul din autorii pe care i-a recomand și special cartea, deci este face parte din literatura românească. Este vorba despre literatura științifică și aș vrea să, dacă cineva să încerce să ghicească, cine ar putea să fie? Haideți să încercăm, doar... Este literatură științifică românească. Ok. Da, este nimeni altul decât remarcabilul Mircea Eliade. Este unul din autorii mei preferați. În special, sunt sigură